Unde mergem? La spital. Deci mi s-a rupt apa, cred. Te-am machiez, nu poți plec nemachiată, trebuie să fiu drăguță când îl întâlnesc pe LBB. Deci era pe aici pe undeva. Era cu o palmă așa. Ce ți-a zis, cum îți dai seama că e apa? Mi-a zis domnul doctor, mi-a zis că e ca și cum ai scăpa o cană de apă pe jos. Bine, n-are textura apei, e o textură gelatinoasă, dar oricum, sigur e apa, pentru că oricum deja am început în corp așa să simt niște chestii. Fii tare, păpușana, fii tare. Gata. Haide, mergem. Hai. Deci pe mine m-a luat efectiv din somn. Ah, doamne, ce emoție am. Am luat-o și pe Sashi cu noi, ca să ia la vedere de la mami acolo. Să-i dea energie. Doamne, ce emoție am. Uf. Hai că ți-am luat factor de destorsificare. Iubirea lui. E cu tine. Auzi, o băgăm în geantă, stă cu tine în spital. Da. Am rupt apa și sunt într-un spital, deci nu mai ajung. Ne auzim după ce nasc, să vedem când vin. Eu am programare pe 17, acum să vedem dacă o fi în stare să vin pe 17 bine, dacă nu ne vedem după. E purta noroc, să știi. Și anul la programare la unghi, trebuie să ducă la unghi. Simți ceva, durere, contracții? Am simțit de aseara, început, mi se pare că e mai contractat uterul, că e burta mai tare. Am avut așa ușoare crampe, dar nu nimic insuportabil, însă de când mi s-a rupt apa, am un gol în stomac. Nu știu, cred că e și o chestie psihologică, da, absolut, da, absolut. Psihic, da. Dar sunt bine. Am emoții foarte mari. Sashi, astăzi chiar o să ai infecțiuni. Astăzi, mâine, să vedem cât o să dureze. Precum tocul la șampanie. Maria, să ne ții la curent. Da, vă iubim mult de tot. Sashi mă duce la spital, mă duce pe mami la spital, iubita mea. Eu cred că ea a simțit că se întâmplă ceva. De unde? De câteva zile, foarte lipită de mine. Adică, în general, mă urmărește și așa, dar acum, ca niciodată, tot timpul, lângă mine, lângă mine. A dormit lângă mine. Își protejează cadou, că este cadou ei. Iubire. Deci, în Băneasa e bară la bară. Mă rog, în aviații ce e aici. I-am zis soției, în momentul în care simți că nu mai poți, îmi zici și mi-au prioritatea de BMW, linia de tramvai. Au început durerile, însă sunt suportabile. Adică nu e nimic ieșit din comun. Ce emoție am. Și puternică, ce pot să zic? Am niște emoții cât casa, deci nu vreți să știți. Da. Și nu vine să cred că am lăsat-o aici. Ce greu e să fiu al naibii. Ce greu e să o las și nu pot să fiu lângă ea. E cel mai nașpa lucru. Nu vine să cred că am lăsat-o acolo în spital și că eu nu pot fi lângă ea. Mă încântă gândul că pot să-i văd 15 minute. Nu știu dacă azi sau dacă mâine, depinde cum se va simți. Mi-au dat-o de asta o carte de vizită cu Patient Care. Mi-au dat aici un număr de telefon la care să sun și să probabil prin asta, îmi fac programare, să-i văd. Am înțeles că... Da, deci trebuie să ai 10 zile de la rapel trecute ca să poți să-i vezi cele 15 minute. Mă bucur că la mine au trecut deja 14, 15, ceva de genul, sunt ok. Ce emoții am să fiu online. Deci, cred că ei bubuie inima. Am îmbrățișat-o acum așa la recepție. Am ținut-o în brațe acolo puțin. Mor pe chestia asta că nu pot fi alături de ea. Mor. Dar asta e. E tare. E cea mai tare. Nu fac griji din perspectiva asta. Dar e greu online. Sashi? Iubita, o să ai un fertior. Da, iubirea mea, m-auzi? Du-te acasă, că rămân aici. T-au internat? T-au internat? Da, rămân aici, nu mai, deci du-te acasă, să fii liniștit, nu mă aștepta că nu mă mai întorc acum. Păi ce-au zis? Păi ce să zic, mi-am făcut control, colul mi l-a deschis de la doctor că nu era deschis, nu am contract, când se vină contractele, stau la monitorizare, acum vor să facă testul. Totul e bine, da? Da, totul e bine, totul e în regulă, completăm niște documente, chestii trebuie. Transmite-le un mesaj mamilor din Ionescoad. Dă drumul la cameră. Ce să vă zic, sunt bine și încrezătoare că o să fie totul foarte, foarte bine, sunt în rezervă, aștept să vină rezultatul testului COVID. Ca să mă poată muta în sala de nașteri, suntem bine și eu și bebe doarme, el doarme, acum nu vrea să se trezească. Sunt bine. Fii tare, iubirea mea, fii tare, da? Ce e să șicuță, suntem doar noi doi acasă, a? Am fost puțin plecat, am lăsat-o pe Sashi acasă și m-am dus să fac niște chestii. Tot sare la contabil, chestii trestii. Și când m-am întors acasă, Sashi era la mondul, am intrat în casă, a dat din codiță și pe aia se uita, păi și doar tu?
Păi tu arătă-te unde, mami? Ia zis, obișnuiește-te, vreo două, trei zile. Două, trei zile doar cu mine, stai bă, fulgule. Asta este fața Sașei când nu e maică sa acasă, când sunt doar eu cu ea. E la modul ok, ok, dar unde e ea? Unde e mama? Unde e mama? Exact. Tocmai ce mi-a trimis șefa un update, uitați ce a zis. Am zis să fac aici un update, un filmuleț pentru soțul, ca să mă vedeți și voi la față. Sunt într-un salon intermediar. Aici am stat până a venit rezultatul testului COVID, care a venit și este negativ, yes! Da, deci nu este nicio problemă. Și aștept să mă mute la sala de nașteri și începe distracția. Mi-este foarte foame, n-am mâncat nimic de dimineață, pentru că am plecat în grabă și nici nu am voie să mănânc, pentru că în cazul în care ajunge la cezariană nu m-ar ajuta dacă am stomacul plin, dar sunt bine. Vă țin la curent dacă mai e cazul, nu știu. Gândiți-vă la noi. O să fie bine, eu așa zic. Pe lângă asta, mi-a scris acum că am avut o contracție de intensitate maximă și am suportat foarte bine, ca durere a fost un 3 din 10. Deci, mai duce șefa. Moașele au zis că sunt mega tare. Eu i-am zis tot timpul că e cea mai tare și că ține la durere și că e puternică. Deci Sașa numai la ușă se uită. Numai la ușă. E în continuu caută pe maică-sa. Încerc să fac să treacă timpul mai repede și m-am apucat să citesc. Am comandat cartea asta de pe Amazon. E cartea lui Jay-Z, Decoded. E despre viața lui, despre business-ul lui, despre muzica lui. O să citesc, sunt super curios. Am luat-o de pe Amazon. Sașa stă acolo, veghează, pe rău că o așteaptă pe maică-sa. Și o bea o apă tonică, cu lămâie. Că nu se știe dacă trebuie să conduc, dacă trebuie să merg până la spital, să-i duc Georgiana ceva sau ceva de genul. Ce-o face ea acum oare? Uite, mă! Cum ești? Sunt pe minge de fitness. Uite, este o minge aici. Care e faza cu mingea de fitness? Păi, să mă ajute să evoluăm în trabaliu. Încă nu, cum îi spune, încă n-am, nu sunt contracțiile atât de puternice, nu sunt dilatată deloc, ci deja sunt 6 ore și ceva. Aștept. Dar sunt bine. Ce frumoasă ești, radiezi. Mă distrez aici. Ai început să ai contracție regulată, ai zis, nu? Da. Asta e drumul spre naștere. Cât de cât, da. Vedem, aștept să vină domnul doctor, sunt bine. Deci vreau doar să zic atât, dar radiezi. Deci ai un chip, radiezi. Nu ai zice că sunt travaliu, nu? Nu, nu. De 7 ore. Ești super tare. Da, mă simt bine și sunt, au grijă de mine, doamnele de aici, n-am fost 90 secunde singură, foarte ok, deci n-am ce să reproșez, e perfect, totul e perfect. Hai să vezi pe cineva. Sașa, iubita lui mama Sașa. Uite aici pe maică ta, Sașa. Sașa, iubita mea. Sașa, mami, iubirea mea, e tristă, mă. E foarte tristă fără tine, abia așteaptă să vii acasă. O să vin în câteva zile. Yeah. Fii bărbat acolo, te iubim. Sunt și eu pe voi. Ne mai auzim. Da. Aș vrea să trag o concluzie, dar sincer, mintea mea e varză în momentul de față. O să sunăm acum pe Georgiana să vedem ce mai face și cam concluzionăm vlogul de astăzi. Eu sunt sigur că băiatul se va naște astăzi, pe 11 mai 2021. Deci veți vedea mâine materialul, pentru că mâine voi și merge la spital să-i văd cele 15 minute alocate și veți vedea vlogul atunci. Da, hai să vedem pe Georgiana. Aia este inima lui bebe? Pulsul. Trebuie să încheiem aici vlogul, pentru că n-ai născut până la ora asta, este ceasul deja vreo 6:30, ești la spital de cât timp? De la ora 10. Of, iubirea mea, deci ești de 8 ore acolo. 8 ore și jumătate. Îți țin pumnii, sunt sigur că și Ionescu îți ține pumnii. Yes. Și o să vedem mâine ce se întâmplă. Da, în vlogul de mâine. Ești o minune. Și voi, toți sunteți o minune. Zi tu, mami, acesta a fost vlogul de azi, ne vedem mâine. Acesta a fost vlogul de azi. Ne vedem mâine. Georgiana Ionescu pe Instagram. Uitați-vă că pune story-uri și vedeți toate cele. Da, bun. Când se poate.